Cronicul și Cântecul Vârstelor, de Lucian Blaga. Capitolul 1, 9 mai 1895. Sat al meu, ce porți în nume, sunetele lacrimei, la chemarea dânj de mume, în cea noapte te-am ales, ca prag de lume și potecă patimei. Spre tine cine m-a îndrumat, din străfund de veac, în tine cine m-a chemat, fie cuvântat sat de lacrimi fără leac. Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului. Urmele acelei tăceri inițiale le caut însă în zadar în amintire. Despre neobișnuida înființare a graiului meu, aveam să primesc o înșirare de știri numai târziu, de la mama și de la frații mei mai răsăriți. Aflai atunci că în cei din tâi ani ai copilăriei mele, cuvântul meu nu era cuvânt, cuvântul meu nu semăna cu nimic, nici măcar cu o stângace dibuire pe la marginile sunetului, cu atât mai puțin cu o prefigurare a unei rostiri articulate. Adevărat e, pe de altă parte, că muțenea mea plutea oarecum în echivoc, și nu îndeplinea chiar în toate privințele condițiile unei reale muțenii, căci lumina cu care ochii mei răspundeau la întrebări și îndemnuri era poate mai vie și mai înțelegătoare decât la alți copii. Iar urechea mea, ispitită de cei din preajmă, se dovedea totdeauna fără scăderi. Când eram pus la încercare, cedam pe planul mișcării și al faptei. Gestul meu contura în tocmai semnificația poruncii. O dorință rostită de cineva își găsea răsunetul în actul cel mai prompt. Totuși, împlineam aproape patru ani și încă nu pronunțase niciun cuvânt, nici bar în cuvintele de temelie ale vieții: mamă și tată. Cazul, prezentând fețe atât de ciudate, nu putea să aibă decât două explicații, între care nici astăzi nu m-aș simți chemat să decid. Poate că starea mea embrionară se prelungea dincolo de orice termen normal, pentru că avea în vedere un urcuș nu tocmai de toate zilele, sau poate o nefirească luciditate s-a vârât cu efecte de anulare între mine și cuvânt. Într-o zi, mama, cuprinsă de neliniște și îngrijorare, dar purtată și de nădejdea unei dezlegări, găsi de cuvință să mă ducă la oraș, să mă arate unui doctor. Nu mai era nimic de ascuns. Medicul un vechi prieten al familiei mi-a pus mâna pe creștet, mi-a pipăit maxilarele și, pe urmă, m-a cercetat ca pe o pasăre care, printr-o ușoară tăiere sub limbă, i-a putea dărui grai omenesc. Copilul e întreg, fu încheierea liniștitoare a doctorului. Sosiți acasă, mama mai făcu ultimă încercare să mă ademenească în sfera sunetului. Hotărâse să mă ia cu binișorul. Capi un copil mare și îmi vorbi. Se căznea să mă înduplece, să-mi stârnească mândria. Dragul mamei, tu ești copil mare de acum, va trebui să vorbești. Asta nu se poate. Așa nu mai merge. Ne faci de rușine. Azi, mâine, copiii din sat au să spună că ești. Mut. M-am uitat la mama, cu aceiași ochi, mereu limpezi, vii înțelegători. O asculta, dar nici după această casnă cuvântul meu nu voi să se aleagă numai decât. A doua zi însă, după cine știe ce noapte de zbuciun pe care am uitat-o acolo în viața fără grai, m-am dus lângă ea și prin a vorbi vorbe legate. Țineam mâna rușinat peste ochi și vorbeam de substrașina degetelor și a palmei cu care mă apăram încă de lumea cuvântului, graiul ieșea din gura mea întreg, lămurit, picurat ca argintul strecurat. Cuvintele le rosteam așa cum le culesesem din sat, dialectale, netezite sau roase de un uz obștesc, dar fără de trunchierile sau stâlcirile pe care oricine le-ar fi așteptat de la un copil, încă nemuncit de niciun exercițiu al uneltelor comunicative. Numai teribila, buclucașa, consoană, r, avea să-mi dea de lucru. Ca să mă înfrunte încă un an întreg, să mă trădeze ca pe un copil întârziat. Îmi amintesc cu satisfacție de clipa când, stând cu toți în prejurul mesei, eu m-am silit să spun ceva, iar tata m-a întrerupt cu o exclamație de bucurie. Bravo! izbutisem să imit întâia oară un R purificat de orice aproximații. De acest eveniment vrednic de a fi însemnat în calendar, s-a luat act în chip solemn în toată familia, ca de nașterea unui nou copil. Aceasta este povestea plină de penumbre a cuvântului meu. N-am putut niciodată să-mi lămuresc suficient de convingător pentru mine însumi strania mea de tașare de logos, în cei din tâi patru ani ai copilăriei. Cu atât mai puțin acel sentiment de rușinare ce m-a copleșit, când, constrâns de împrejurări și de stăruințele ce nu mă curțau, ale mamei, am ridicat mâna peste ochi ca să-mi iau în folosință cuvintele. Cuvintele mi erau știute toate, dar în mijlocul lor eram încercat de spiel ca și cum m-aș fi împotrivit să iau în primire chiar păcatul original al neamului omenesc. S-a întâmplat să fiu în casa părintească al nouălea copil și cel din urmă. Sora mea Letiția, cea mai mare între frați, se căsătorea cu un tânăr din același sat, tocmai în timpul când, lepădând mi veșmântul muiat în liniș de început, mă integram cu atâtea ocoliri și amăgiri în regnul uman. Cea mai veche frază de care mi-aduc precis aminte s-a închegat în gura mea într-o împrejurare banală într-o dupăamiază de vară, nu mult după ce Letiția se măritase. Bătea un ceas ca Nicolar și cumnatul meu și cu sora mea s-au refugiat în grădinița dinspre uliță, în umbra unor vițe sălbatice, ce săreau peste gard din curte. Cumnatul meu, punând o mângâietoare dulceață în numele meu, mă cheamă din curte unde mă jucam în nisip. Îmi dete un zlot și îmi zise să mă duc până la boldă prăvălia satului, să aduc o sticlă de bere sau, dacă nu se găsește o bere, o sticlă de sodă, adică sifon. Am luat zlotul, i-am pipăit zinții, l-am învârtit în mâna mea umedă și am plecat. Pe drum însă, ispitit de acel ceas de dogoare, aveam să-mi fac socotelile mele. Berea îmi făcea rău și nu înțelegeam slăbiciunea celor mari pentru asta amăreală. Hotărâi, deci, să nu mă încar cu sticla de bere, chiar dacă s-ar fi găsit. Îmi plăcea însă siropul de smeură cu sifon și mă înțelesei cu mine însumi să nu aduc decât sodă. După o jumătate de ceas, mă întorceam fără bere și fără sifon la tânăra pereche din grădiniță. Le împărtășeam foarte calm rezultatul excursiei mele. Bere este, sodă nu -i. Și zlotul l-am chert. Adică pierdut. Uluire! Sora mea se uită lung la mine, fără a scoate un cuvânt. Cumnatul meu se ridică, mă ia de mână. Haide! Stăruia să-i arăt, întocmai pe unde am umblat pe drum, până la boldă, și înapoi. Zlotul l-am găsit acoperit de praf, în mijlocul uliței, la calea jumătate. La întoarcere, sora mea m-a luat în brațe și m-a sărutat cu putere. După stuparea de o clipă, întâmplarea cu berea, soda și zlotul începuse să-i facă has și să-i scuture diafragma. Avea letiția o slăbiciune aproape maternă față de mine, din S-a nimerit să fiu cel mai mic și să vin între cei de același sânge ai casei, întâmpinat oarecum cu dor. Trebuia să umplu un gol. Acesta era sentimentul familiei înainte de a mânaște. O nădejde fierbinte că voi putea să umplu un gol. Într-adevăr, mă ivisem în lumea luminii după o tristă întâmplare, asupra căreia mama și cu letiția, sfârșiindu-și ființa, vărsau lacrimi de câte ori inima lor se întorcea fără izbăvire spre acele timpuri. Câteva luni mai înainte de a-mi lua locul hărăzit printre văzute și nevăzute, o surioară, ultimul copil înainte de mine, pe nume Lelia, mai trăia încă. Fetița nu avea decât doi ani. Într-una din zile, mica viață a fost curmată printr-un accident. Mi se povestea de multe ori că Lelia a fost o făptură dulce, vioaie și nespus de frumușică. Mama în miniatură. O jucărie însuflețită a cărei cea mai mare bucurie era să facă servicii tuturor din casă. Să aducă un pahar, un prosop, să scoată o gheată de sub pat și pe urmă încă una să te întrebe ce poftești și să surâdă. Într-o înainte de amiază, servitorul, cu gândul la treburile sale, luă de pe sobă în bucătăria de vară un vas mare cu apă clocotită și îl puse jos. Într-o clipă, ce-a durat atât cât servitorul se mai întoarse odată spre sobă, fetița, care își încerca zburdălnicia prin bucătărie, ca într-un ostrof fără primejdii, se răsturnă împiedicându-se în proprii pași peste buza de metal, în vasul cu apă fierbinte. Fetița fu dezbrăcată de rochița ce aburea, arsurile au fost gătuite cu un de apă rece, dar în zadar, după vreo câteva zile, Lelia călca prin ținuturi de taină, stoarsă de chinuri cumplite, sporite și de un pojar ce se pregătea să izbognească. În bunătatea ei, Lelia credea că nu e voie să scoată un scâncet, și răspundea suferinței cu un surâs, pe care l-a dus cu ea și în moarte. Câteva luni mai târziu mă înființam ca să țin locul unei amintiri. Înființarea mea a fost însă o dezamăgire, căci deci cu masca mea bătrânicioasă nu puteam în niciun fel să suplinesc surâsul unei făpturi de vis.